Bună ziua! Astăzi vorbesc un pic despre cactus. Nu sunt foarte bine pregătit în acest domeniu, dar am o pasiune pentru cactus de o perioadă încoace și am achiziționat câteva soiuri de cactus, după cum se poate vedea. Cactușii sunt Plante perene cu o varietate de forme, mărimi, nuanțe, care înfloresc rar, care înfloresc de obicei având o singură floare, și așa mai departe. Florile pot fi albe, galbene, roșii sau violet. Aceste soiuri de cactus, care eu le-am acționat, după cum se pot vedea, sunt la ora actuală, sunt micuțe. Deci nu sunt cactus foarte mari, în spate am acel cactus care este, după cum se poate vedea, mai mare. În rest, ceilalți sunt cactus mici, diferite soiuri. Nu știu toate soiurile la, la ele, ne putem, să zic, la adică uita, deoarece este pe ghiveciul de plastic. Dar mi-au plăcut cum arată, după cum este și acel cu puful pe el sau cel în formă de castravete sau ceilalți care, după cum se pot vedea, dau uh, puiuți. Și m-am gândit să se, se fac această filmare și să discutăm un pic despre, despre cactus și despre ce am uh, ce probleme am întâmpinat eu în această perioadă de când am achiziționat cactus, și ce greșeli am făcut eu, între timp mai m-am documentat și mi-am dat seama unde am greșit. După cum știm, cactusii sunt plante cu tulpini suculente, au de formă cilindrică sau ovală, turtită și așa mai departe. Lungimea lor diferă în funcție de soiul de cactus și în funcție de temperatură, de unde sunt crescuți, de cum sunt crescuți și așa mai departe. Frunzele la cactus sunt transformate în spini, după cum se pot vedea, deci cactus au acei spini. Iar pe suprafața tulpinii se află, la fel se formează mugurii. din care ies mai târziu florile sau ramificațiile laterale, prin care le și putem înmulți, tăind o parte din cactus. Nu am încercat încă, doar am citit, voi testa să văd. Mai multe nu spun despre înmulțire pentru că nu, nu am probat și ar fi, eu știu, poate Incorect să vă spun ceva ce nu am făcut. De obicei florile la cactus sunt după cum am zis de diferite culori, albe, roșii, violete. Pot fi mai mari sau pot fi mai mici. Sunt nu știu, sau au o formă specifică acele flori de, de cactus, și de obicei se fac în vârf. Arată foarte frumos un cactus înflorit. Unii din cactus preferă lumină, alții preferă umbră. În perioada de iarnă, preferabili un pic feriți de lumina directă a soarelui, udați mai rar una dintre greșelile care eu am făcut-o, de exemplu, cum sunt aceste ghivece mici care nu le poți, nu știu, sau nu le-ai, ți se parcă pământul este uscat în continuu și ai dat apă și după cum se poate vedea, acest cactus efectiv este mort, a rămas cu forma aceasta, este putrezit, l-am lăsat încă aici să văd, poate din rădăcină mai dă ceva. Tot la fel, una dintre greșeli, după cum se poate vedea la acest cactus, cel mic, la fel, a putrezit. Deci, dacă este udat în exces, se formează o anume ciupercă care efectiv distruge cactusul. După ce m-am documentat, mi-am dat seama unde am greșit și eu. Pe perioada verii, da, lumina poate fi intensă. Rezistă chiar la razele directe ale soarelui până o anumită temperatură, am citit până la 60 de grade, deci depinde din, din ce zonă vin. Vă acum am zis, unii cactus preferă lumina, alții umbra, Așa, îmi pare, îmi cer scuze. de exemplu, cactusii de Crăciun, prin care eu știu, sunt printre cei care preferă umbra, însă marea majoritate se simt bine la lumină cât mai multă. Asta cu lumina încă este un pic de studiat și de analizat. În legătură cu pământul, pământul care este nu foarte bun pentru cactus, este un pământ din amestec de pământ de frunze sau pământ de brazdă sau putem efectiv cumpăra un pământ universal care îl găsim la magazinele de specialitate. În amestec cu turbă, care se găsește la fel în magazinele de specialitate, nisip plus pietriș. Acest amestec simplu de pământ este potrivit pentru toate tipurile și speciile de cactus. Trebuie doar schimbat la aproximativ 2 ani, când plantele vor fi așezate într-un vas nou, mai mare. Condiția este ca planta să-și poată întinde rădăcinile. Pe orizontală, deci să fie vasul de ceramică, să fie cu 2-3 cm mai lat decât diametrul cactusului. De obicei ați văzut cactusii sunt în ghivece ovale și au o formă, nu rotundă, o formă ovală, un pic mai aparte. Sunt special pentru acei cactus care își formează o rădăcină orizontale și au nevoie de mai mult diametru pentru a-și crea rădăcinile. Deci, după cum am zis, de greșelile care eu le-am făcut udat un exces, mai ales în această perioadă de iarnă, ce trebuie ferit în această perioadă de iarnă, tratamentul sau da, tratamentul cu îngrășământ special pentru cactus. Deci în această perioadă a anului trebuie cât de cât evitat acest tratament, deoarece efectiv în această perioadă anului putem spune că hibernează sau trăiesc la limită și atunci nu au nevoie de nutrienți Majoritatea speciilor de cactus, după cum vedeți și ceea ce eu am, au o tulpină voluminoasă care este răspunzătoare de fotosinteză în absența frunzelor. Aceștia prezintă frunzele, după cum am zis, sub formă de spini, care servesc normal în apărare, dar mai ales în reținerea apei deoarece reduc suprafața de transpirație și formează o ușoară umbră. Spinii cactișilor cresc din formațiuni numite areole. Uneori din aceste areole apar florile, care sunt de diferite culori. Cactusii cei mai mari au deseori aspect ramificat, mi-am arătat cel din spate care este cel mai mare care eu îl am la ora actuală. Dar am văzut foarte mari și pot ajunge la înălțime de până la 25 de metri. Iar majoritatea cactușilor mici au o formă globulară și dimensiuni de 1-5 cm. Asta variază 20, 30, 50 în funcție de specia de, de cactus și normal în funcție de condițiile în care sunt ținuți acești și în funcție de ceea ce știm despre el, în funcție de ce îi dăm pentru soiul respectiv de cactus. Cactusii sunt din, vin din diferite medii aride, precum Mexic, Statele Unite ale Americii, Africa, America Centrală de Sud și așa mai departe. Și normal că oamenii L-au luat și l-au făcut cactus de apartament, care are poate un aspect aparte, nu toți sunt fane cactusilor, dar să știți că îngrijirea este foarte simplă și sunt, sunt foarte frumoși. Se pot vedea, sunt diferite forme, în momentul când încep și se dezvoltă și mai fac și flori, chiar au un aspect foarte foarte plăcut. Deci după cum am zis greșeala care eu am făcut o am mutat fără să controleze un pic și am mutat în exces în această perioadă de de iarnă, deci o greșeală fatală. Și normal că se formează uh, ciuperci care poate nu le vedem cu ochiul liber, dar se formează la rădăcini și încep și distrug. După cum v-am arătat la ghiveciu cel mare, după cum ați văzut de cel mic care este efectiv uh, S-a strâns, s-a putrezit, și, după cum am arătat, acel din capăt, care la fel, la ora actuală, este putrezit. Aștept să văd, poate am noroc și mai dă cumva din rădăcină. Eu sper să vă placă această filmare. A fost așa un moment în care m-am îngrijit un pic de, de ei, și zic hai să fac o filmare să vă spun, și noastră. Un pic despre și mei și ce greșeli am făcut eu. Iar dacă vă plac filmările care le fac, nu uitați să urmăriți-mă în continuare pe canalul meu de YouTube, like și vă abonați. Eu vă mulțumesc, vă doresc o zi minunată alături de cei dragi. La revedere!